Deci, am început tratamentul cu un antibiotic. L-am găsit pe casă de la mea. Hai să-l vadă pe tata comunist. Carnet de membru. A, nu, e de la de... Era topitor. Iar când s-a înscris el? În 81. Ba nu, în 61. Deci, pe la 21-22 de ani. Ia și-a plătit cotizații. Da, mamă, uite ce-și plătea băiatul la cotizații. Până s-a plictisit. A plătit și ăsta, văd că se mâncu tata. Trei cotizații. Băi, eu sunt mai adorat cu tata, am plătit la un partid doar două cotizații. Ăștia trebuia să dea ceva cașcavale. Mamă, dar ce scumpă era cotizația. Mamă, cred că îmi durea inima când plătea. Eu barem nu i-am nici pe aia la perioada. Am zis că le dau 50 de bani sau unde. Și uita femeia aia la mine, bă, zice, ăsta e cam. Sau poate face mișto de bine. Cotizat. Bă, ca autecist n-am plătit cotizat. Ca autecist e... Ia uite ce am făcut aici. Eu cred că când eram mic, i-am plătit cotizații lui tata. Sau cine știe. Pe anul, nu știu care an. I-am plătit 0,01, dar am scris invers. Cred că i-am mai scris ăsta. Și după aia tot 0,0111. Ia uite ce copil tâmpit. La mișto, bineînțeles. Deci, îi mai făceam și poante. Cred că s-a supărat. Cotizații pe anul, dar hai să vedem cum e cu anul. Ce pe ce ani i-am plătit cotizațiile, ca să-mi dau seama câți ani aveam. Eu i-am făcut, că eu așa scriam urât, să vă scria frumos. Deci, 81 e o silă e 1. 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Stai că trebuie să revoluția. 90, 91, 92, 93. Deci am plătit cotizații moderne. Eu scriam așa urât, pula mea, cred că la mișto. Vezi? Și când sunt drojdier, în 93 ți-am plătit cotizațiile. Deci nici nu mai exista Partidul Comunist Român. Da, eu plăteam cotizații. Da, uite, am scris pocit. Nu mai știi de unde se citește, dar la dreapta, la stânga sau de la stânga la dreapta. Ia, mai am mai plătit cotizații. Aolo, și panul 95. Tot 0011. Bă, nu i-a făcut surma poantă, dar asta că îl iubește. Ei, am făcut poantă, i-am plătit cotizații. Și 95 i-a mai plătit cotizații. A, data luării în evidență. Mamă, la mișto! L-am pocit pe băiat. I-am băgat și odată, dar nu știu ce dată e. E science fiction. Anul 3422. Nu, e ceva din viitor. E anul... nici mă văd bine. 34 de milioane. Deci anul, data așa, 1 plus 1 egal 0. Că, uite, vezi, de-aia mă uit eu, că aici e meditații la matematică. Își face una reclamă, sau pentru că e profund. Că aici care calm și răbdare, dacă era profund, să calm și răbdare. Și după aia i-am plătit 001, dar e 1 invers, pocit. Și iar 001. Și i-a mai desenat o găoasă. Vezi, eram pictorițili. Și ia, ce e aici? E mișto.
Da, e super. I-am plătit la băiat, dar îți dai seama, ia mamă, ia câți membri avea ăștia, cel puțin până la făcut pe tata în 81, nu știu că am mai făcut. Era membru 6 milioane. Mamă, câți avea ăștia, îți dai seama, dintr-o populație de vreo, că noi n-am menținut la aceeași chestie. 18-20 de milioane, nu știu sigur, era membru 6 milioane. Aproape toți erau membri ăștia. Și și-a băgat președintele ăla, și-a băgat aici o semnătură. Ia, deci data primirii la ăla e în septembrie. Data, nu știu ce culoare. Mai încolo, în Noe. Tata e Noe. Cum tata e Noe? Deci l-a eliberat pe Noe. Îl băgase la pârnaie pe Noe. Bă, gata. Eliberăm pe Noe. Deci a cerut și el primirii, l-a primit acolo. Bravo, membră! Membră original, tata! Yeah! Nu. O să fiu membru. Exact, da. S-a tachinuit până l-a primit. A trecut 15 zile, plus încă 17 zile. S-a supărat tata. Băi, de ce aia? Păi am fost și multe chestii, am alergat. Păi, ce? Fugeam. Și-am zis, hai să fugim, dar n-a primit, n-am obligat. Ia să văd dacă îmi găsesc azi o trece. O aveam și-o pe aici. Cum? Deci? Nu mai știu unde e aia de uteci. Bă, n-am ce să mă lau. Până-l găsesc eu pe ăla de uteci, mai trece. Trebuie să fie de uteci pe aici, găsiți de la aia. Ia, o fi pe aici, că deci n-am luat filmele. Băi, mi-a căzut asta pe aici. Unde le reclam pe aici? A căzut ăla pe aici. Bă, unde uteci tu? Bă, aveam niște fetișuri să-mi bag pula. Și chiar e ciudate fetișurile mele. Dacă vă arăt, rămâne scutit. Era păpușii lui Rufurma când era mici. Bă, și e adevărat, a fost gagicile mele, dar erau oameni. Eu. Oh, la le dracu, amândouă are ochii albaștri. Și chiar avea. Asta seamănă cu Adriana. Cam așa arăta aia. Da, sunt niște păpuși, că... Mai seamănă cu găcici. Și asta seamănă cu Mihaela. Și asta are ochii albaștri. Și zic, și Mihaela chiar avea capul mai mare. Asta are capul mai mare. Și eu, și de fapt de ochii peste cap. Aolo, e în pis de igual. Facem stripărite. Și zice, hai să vă băbăteți. Și facem kickboxing. Se bat gagicile pe mine. Deschide ochii beriojați. După aceea se unește. Îndea la căpățâne. Fetili! Înțelegeți-vă ca surorile! Aia, las că am rămas doar eu. Păi tu, hai să ne sărutăm.
Stop! Stop, bă! Păi ce stop, frate? Stop! Că ți-o dau la bot! Păi chiar! Și dăm de la kickboxing din bot. Păi chiar! Da, da, un an pe solar. Și după aia părea Mihail, bă, dar n-am păpușa Ioana. Trebuie să fie și păpuși care sună cu Ioana, că asta îmi cumpăr și una de aia. Să, aia, zice, bă, afară plouă, fiate. Între două nu mă plouă, dar nici bine nu știu, zice, aia, ne-am aliat. Și să știi că păpușile astea, că eu aveam, le țineam în bucătărie. Da, mă despărțisem de amândouă. Bă, uite, mă, ele, bă, să-mi bag pula, ce orb am fost. Că eu mă jucam cu păpușile când eram mic. Bă, ai făcut vudu. Ei, am făcut kung fu. Kung fu se și du. Și asta era mai înaltă ca aia. Mihaela avea cam 1,69. Pula mea era mai înaltă. Și avea căpățâna mai mare. Și... le-am iubit pe amândouă, dar asta era mai tupă. Și, yeah, Ioana ar trebui să fie și mai mult. Și uite ce uite pe liuzețării ăștia. Te și speri, uite. Zici că te hipnotizează, Lene. Mi-e frică! Mi-e frică că am pula mică și asta. E frică că e pula mică. Îi face, a nebunit de tot, se joacă cu păpușii. Ce are frică? Dacă gagiciul e egal cu bărbații și șașele mașini. Dalea mișto, noi de ce să ne jucăm cu păpușii? Pare mă calmez la creier, așa psihologic. Zic, ia uite ce mișto seamănă astea. Ce coincidență, ce coincidență. Că e fece de român, ce să știi, în genere. Asta ar semăna cu aia, că era mai stilat de la față. Dar tot ochii berionjați albaștri, nu mi-a plăcut ochii albaștri. De ce? Că am avut eu, plăcut și contrastul ăsta atrag. Dar și ochii berionjați. Și tot așa, la ochii berionjați, dar era niște nuanțe. Mihaela era mai așa, bă, ia uite. Și la un moment dat chiar se vopsise roșcovană. Asta poate se face blondă, că era blondă când era mică. Și zice, a, nu le place de astea, că e putoare. Zice, nu, nu vrem iubire. Bă, doamă, frate. Hai, la nuta de la lua, all the things for you. Alea. Mamă, ce braț gros. Alea, lă. Da, Mihaela, ca asta la mamă niște. Nu există lume. Olo, frate, n-ai voce. Ești poetesă bună. Nici Adriana n-avea voce. Hai că lasă că cânt eu. Face că cânti. Aia, băi, e greșeală impardonabilă cacofonia. Băi, dacă nu e intenționată, vreau să și eu să cânt. Face informația trei spanaci. Aia, da. Ce, trei spanaci? Stau așa. Ia, hai să le pupă unde. Băi, stai așa. Una ar fi drăgușorul și alta e dracu. Dracu, e înger. Adrian are față de înger. Nu știu pe care are. Și șoptește la urechi. Asta se dădea drăcoaică. Zice, a, nu ascultam că drăcoaică face. Băi, drăgușorul nu e chiar așa. Face, a, fii atent că, ba. Face, a, m-ați bătut amândouă.
Băi, nu mai înțeleg nimic. Eu nu asculta pe aia, nu asculta pe aia, nu mai asculta pe aia. Și ală, atunci hai să-l bătem la băiat. Și iară mă bătem. Păi, băi, știi că e heavy metal.